În Medgidia există 7 unități școlare gimnaziale la care sunt arondați și elevi din satele Valea Dacilor, Remus Opreanu și Partizanu. Reprezentanții administrației locale spun că acest nou microbuz va facilita transportul copiilor în timp util și în condiții foarte bune către școlile din municipiu. Microbuzul, în primul rând, are aer condiționat, are încălzire independentă față de motor, deci motorul, dacă este oprit aici jos, are sistemul Webasto, care funcționează cu motorină și încălzește mașina indiferent de temperatura de care face față. Podeaua este de aluminiu, cum se vede, este mai sigură față de cea dinainte, care era cu linoleu și se aluneca. Sper să copiii să fie mulțumiți de condițiile în care vor circula începând cu noul an școlar. Maria Medgidia, câte microbuze mai deține până în prezent? Mai avea în dotare un microbus școlar care are o vechime de 8 ani. Practic era deja ieșit din uz și ne-am bucurat că am putut să primim acest microbus școlar. Bineînțeles că am solicitat încă un microbus, sperăm să avem parte și de al doilea microbuz. Noul autovehicul primit este marca Opel Movano și are o capacitate de 16 plus 1 locuri. Conform declarațiilor reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vehiculul este dotat cu cronotahograf digital și are limitare electronică de viteză la 90 de km pe oră.